Bun găsit, dragi prieteni! Emisiunea de astăzi va fi cumva altfel decât v-am obișnuit până acum. Voi prezenta o carte de versuri a autoarei pășcănene, Valentina Becart. Doamna Valentina Becart și-a sărbătorit de curând 55 de primăveri și cu această ocazie îi urăm la mulți ani inspirație, sănătate și bucurii. Doamna Valentina Becart a lansat volumul Amurg solitar. Această nouă apariție este bine primită de către pășcăneni, deoarece doamna are mai multe volume lansate cu diverse ocazii de-a lungul anilor. Câteva date biografice despre doamna Valentina Becart. Dânsa este născută la Hălăucești în anul 1961, pe 12 aprilie. A urmat cursurile școlii generale, apoi a mers la liceu în Roma și facultatea în București. Repartiția dumneaei a fost la Tulcea. Din anul 2005, retrăgându-se în zona natală, a început să cocheteze cu poeziile și cu eseuri, critică, apariții ale volumelor și mai ales multe, multe articole în ziare și reviste de specialitate. Apariții în ziarele și revistele următoare: Poezia, Revista Română, Convorbiri Literare, Surâsul Bucovinei, Viață Literară, Agerul din Stuttgart, Moldova Literară, Vatra Veche. Iată, deci, o întreagă arie de apariții ale articolelor sale și ale poeziilor neasemuit de frumoase. Doamna are din 2005 până în prezent volume la diferite edituri, bine primite și apreciate, poezii premiate, diplome și chiar o medalie a Ligii Scriitorilor. Dintre volumele apărute: Fata Sihastră în 2005, Clipe arse, poeme în 2006, Două lacrimi de cer, 2007, Undeva un poet, 2010, Pe muchea instabilă dintre existență și neant, 2010, Obsesia deșertului, 2011, poeme, eseu, Sub semnul timpului, 2013, Jertfă de seară, 2014, În umbra zeilor, 2015, și această nouă apariție, Amurg solitar, în 2016. Dintre premiile și diplomele obținute de doamna Valentina Becart, pot aminti premiul special la concursul de poezie Costache Conachi, premiul la proză scurtă, premiul la secțiunea poezie religioasă, diplomă de excelență la Galea Premiilor de Excelență, diplomă acordată de Liga Scriitorilor, medalia Virtutea Literară, acordată de Liga Scriitorilor Români, iar ca activitate, doamna este redactor la revista Moldova Literară, secretar și membru fondator al Ligii Scriitorilor și poet coordonator al Cenaclului Vasile Alexandrii, de la Clubul Copiilor din Pașca. Iată o prodigioasă activitate literară. Printre gândurile autoarei amintesc: Să fie poetul un ales, inspirația, această floare rară, de mulți râvnită, de puțin cunoscută, i-a fost dăruită ca semn al recunoașterii. Imperiul frumosului pare a se înfăptui, dar câte imperii nu s-au ridicat, câte imperii nu s-au prăbușit sub povara timpului neiertător, și câte încă nu așteaptă să cadă. Poetul pare cuprins de un fior rece, de o cutremurare a conștiinței, în care tema și speranța duc o luptă tacită. Prin versuri desfrunzite trec eu însumi, frumoasa mea nădejde încă tace. Din volumul apărut în acest an,
la note de lector, cel care face prefața acestei cărți, domnul Adrian Erbicianu din Montreal, subliniază: poeta percepe, dincolo de limite, că există acel ceva, acel miracol, care odată și odată trebuie să se împlinească. Renaște-mă un nou poem, o altă lacrimă, străind de somnul vechilor tărâmuri, să cur ca o cascadă printre gânduri și în blânda rostuire a norilor, limanuri, să fie o șoaptă înflorită în ochiul de lumină. Din volumul de poezii pe care vi-l prezint, am reținut și câteva versuri semnificative. Vă fac cunoscute aceste versuri pentru a vă aduce în contact cu volumul de poezii, cu poezia în general, cu frumusețea acestei arte, a sentimentelor, a gândurilor, a trăirilor noastre. Nebunii solare. Cu privirea aceasta, întoarsă mereu spre întunericul din mine, vă caut pe voi, hoinarea nimănui, în diminețile divine și pline de slavă. Aș vrea să vă cuprind cu brațele-mi de rouă, dar strigătul străbunilor mă întoarce în labirint și rătăcesc, bântuit de lumea nouă, ce-mi smulge câte un ochi pentru fiecare întrebare. Cu sufletul acesta, ce nu cunoaște ura, resemnarea, mă voi ruga pentru voi, fii ai humei cernite, în zilele de sărbătoare, pline de hățișuri și nebunii solare. Apărută în 2015, publicată de altfel și în reviste. Și o ultimă poezie din acest volum, cu drag vă dăruiesc, mulțumindu-i doamnei Valentina Becard pentru bunătatea de a ne lansa la noi în oraș, pentru noi, pentru oamenii pășcăneni, volume de poezie. Să întreb o lacrimă. Să întreb o lacrimă de te-a zărit când steaua nopții se prăbușea în mare, când luna se plimba agale pe valul frânt de o întrebare. Să întreb o lacrimă de unde înflorirea într-o tăcere sfidătoare, când toate amintirile să te vălesc la soare în alte brațe și alte mângâieri provocatoare. Să întreb o lacrimă luceferii de zi, de noapte, pașii pe nisip, de ce pantera din sângele adormit poartă în privire iubirea sfâșiată și fuga ta mereu o vânătoare, mereu. Doamna Valentina Becard, vă mulțumim din suflet pentru minunatele versuri pe care ne le puneți la îndemână și vă promitem că vom citi cu atenție toate creațiile dumneavoastră. Vă mulțumesc, dragi prieteni, și vă aștept și săptămâna viitoare pentru o nouă emisiune. Cu bine!